Vicepreședintele filialei PSD Brașov, Răzvan Popa, a revoltat pe deciziile primarului din Brașov. În cadrul conferinței de presă de astăzi, fostul europarlamentar a făcut un apel către George Scripcaru și către viceprimarul Mihai Costel să nu arunce cultura în stradă și să găsească o soluție pentru reprezentanții singurului teatru privat existent în Brașov, care acum câteva zile a fost evacuat din clădirea în care își desfășura activitatea. Singurul lucru pe care îl face și are legătură cu cultura, pe care îl face primăria, prin primarul Scripcaru și prin viceprimarul Mihai Costel, este să se plângă de salariile mari și cheltuielile mari din bugetul local pentru instituțiile de cultură din municipiul Brașov. Eu îi lansez acest apel nebrașoveanului George Scripcaru să facă un efort și să ajute această trupă de teatru. Dacă se va găsi o soluție în acest sens, rămâne de văzut în perioada următoare.